Salut. Salutare, prietenii mei! Suntem în Elveția, la Basel, alături de o parte din orchestra lui Dani Mocanu. Eu sunt prieten foarte bun, Marius Television. Suntem aici în Elveția, fraților, aici nu e nici vorbă de coronavirus. După cum vedeți, arată, nu știu, să vezi că nu poartă nimeni, nici o mască, nici o nebună. Arată la toată lumea, uite, care vin de aici. Nici măcar în magazine. Hai să intrăm înăuntru, ia! Hai să intrăm înăuntru într-un magazin, unde într-un mare magazin din centrul Basel, unde e spațiu închis, da? Să vedem că nu găsim pe nimeni cu mască. Deci, ia filmează oamenii să arătăm tuturor că aici nu e vorba de nicio mască. Sunt frumoase, nu? Da. Așa, fraților. Avem un concert în această seară la Club Diamonds din Basel, mai exact. Și ne era frică să nu fim băgați pe izolare când ajungem aici, din câte am înțeles. Și de fapt când am ajuns aici, am rămas stâmpiți. Nici măcar o persoană. Dignite persoane ce am văzut până acum. Acum să nu ne înțelegeți nici greșit, respectăm și autoritățile din România, respectăm regulile din România, însă noi nu ne putem compara cu o țară atât de bogată. Vreau să completez eu ceva acum, dacă tot ai deschis micul în România. După cum ați văzut, eu am evitat să am evenimente în perioada pandemiei acum în România, că nu am vrut să influențez negativ în niciun fel. Chiar dacă telefonul a sunat continuu și evenimentele erau pe bandă rulantă, chiar și în această perioadă critică de pandemie, eu am evitat să cânt în România, să nu influențăm negativ, să zic așa, da? Hai, mergem la cumpărături și ne auzim. Mai pe scurt, ne supunem regulilor din România, asta este. Bă, bă, bă! Ne cumpărăm și noi câte o pereche de ochelari. Soarele e foarte puternic aici. Și mă dor și ochii că eu nu prea dorm noaptea. Și am ochii foarte obosiți. Pe bune. Băi, bine, stă bine cu ăștia, mă? A? Da. Stă bine cu ăștia, mă? Și bune, ăștia bine, sunt bine, foarte mișto. Da, ăștia, nu. Ia, mă. Ăștia, mă, nu? Da. Ce zici, mă? Bun, rău. Bun, bun. Cazal, vezi dacă au cazal pe aici. Hai, uci de aia, nu? Da, da. Așa. Da. Ia. Unde să te duc, dănuțule? Că oricum ești deasupra tuturor. Asta e ultima pereche de chiloți pe care o am acasă. Ia, arată puțin. Și am venit să-mi iau chiloții. De ce lumea asta e fără mască pe aici? Bune, hai. Am venit să-mi iau chiloți că am zis că asta e ultima pereche pe care am. Eu de obicei nu prea porc chiloți pe mine și de-aia. Vorbesc serios, ai înțeles? Nu prea porc chiloți. Așa că am și o pereche de chiloți. Și ce am făcut noi? Dar știi de, auzi? Dar știi de ce mi-au chiloți? Ha? Că mi-e rușine de aia bătrână când mergem la hotel, că se uită așa la mine. De tanti, aia de 50 de ani care arată bine. Haide, mă, vă pupu. Să moară familia mea dacă nu m-a pus la furat, uitați. M-a pus la furat să-i fur chiloți și prețuri. M-a pus la furat. Să moară familia mea dacă nu m-a pus să schimb etichetele, ca să știți. Uite. Mi-i trebuie, fac eu de-asta, trească familia voastră. Television, ești martor? Da. Ce faceți, domnule? Cumpărați haine? Formația? Da. Noi nu mai mergem la cabina de probă, fraților, noi suntem mai natural. Tragem direct, jap. Bun. Jap pe dulap. Jap pe dulap. Cum e? Mare frumusețe. Să mor, domnule, deci. Ia, scoți. Da? E bine zi? Oglindă, stai spune. Oglindă? Uite-n față. De ce lumea n-are măști aici, Dani? Aaa, ce frumoasă e asta, nu? De ce n-au oamenii măști pe aici? Păi, aici nu există corona. A, e bună asta, nu? Să te arătăm și din cap până în picioare. Bun, bun. E frumoasă, nu? Rău, rău. Cât e? Perfect, gata, rămâne, a? Cât e? 150 de euro. Gata, ia. Mamă, ce haz. Frumoasă? Ce haz. Vă cumpărați haine, băieți, e? E mic asta. Trebuie el. Dă-mi el. Întoarce-te cu spatele puțin așa. Și ridică gluga. Cere păreri în comentarii. XL. Știe că e geagea. Ah. Are el? Da. Pe când mă duc la sală, nu mai e bun. Mamă, ce geagea. Nici L-ul. Am trecut la XL.
Vă cumpărați haine, băieții, după pandemie. Ați făcut formația. Ce ați făcut? Ia, hai la oglindă să mă uit și eu puțin. Ce zici, fă? Parli italiano? Volevo dire se dovete pagare adesso perché tra poco la cassa chiude. Sì, 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 sì. Ci abbiamo solo 5 minuti e poi, sì, poi andiamo a pagare. Se mai trovi qui però perché lì nelle cabine ormai è chiuso. Sì, no, lo trovo qua. Lo porto in mano. Sì, paghiamo, sì. Grazie, grazie mille, grazie per avermi scippato la foglia. Non mai in giro con me. Dai, no? Ridic, bagă gluga în cap. Puneți să dea comentarii de alea, să întreabă lumea în comentarii. Frații mei! Asta e bună de șpringuiară. Asta e bună de furat? Da. Asta e bună. E frumoasă asta? Rău. Da. Bă, bune, nu? Ha! Rămâne. Ok. Cât e asta? 100... Cât e? 150. La fel. Bun. Excel pe indie. Bă, lasă-mă că mi-o murdărești, bă! Ia, ține-mi și tu asta. Mă vede lumea pe vlog că ține eu bagajul, bă, gata. Uite-mă l-a luat, l-a umflat. Uite-l mă l-a umflat. Băi, l-a rupt. Dacă știi voi cât costa geaca asta și cât mi-a schimbat ăsta prețul ăia. Și asta la fel de aici, uite. E bine că nu e la România. Suntem bandiți de meserie. Mamă, Dani, stai-ți o oră pe aia. Dacă am fost colecționar în Italia... Stai puțin, dă-te așa. La banii cât te dă pe aia mea contează la ce preț mi-a schimbat. Stai să se vadă curul. Uite, ia, filmează-mă în traistă. 4 boarfe, 800 de franci. Ia bă, să auzi? Acum mergem la puf. Mamă, filmează-i curul ăsta să moară familie. Mamă. Mamă. Ia, ia! Bă, târfu! Târfu! Mamă, unde m-ai adus la tine acasă? Mamă! Asta e viața din Elveția, viața de pe străzile din Elveția, de fapt. Nu există corona? Ce corona, mă? Ia uite cum. Uite cum e. Gata, nu mai filmat că s-a supărat mai mulți aia din stânga. Popei de bărbat. Ce vrei, mă? Da? Vezi cola, am? Am pus poză pe Facebook. Da. Și mi-a trimis cineva mesaj. Ce mesaj? Așa. Îl știi sigur. Ce mesaj? Suntem în Elveția la Basel. A luat Dani un mic concert. Sincer să fiu, a plecat mai mult de plictiseală, ne plictiseam prin România. Aici nu este niciun fel de restricție. În România ni s-a luat de mască în primul rând. Toată lumea fără mască, fără restricții. Ce păsărică ai, sora mea, ce păsărică ai? Dani, ce păsărică ai? Lasă-ne că suntem direct. Suntem pe vlog. Scuze-mă, frate, ți-a stricat vlogul. Așa, suntem... suntem pe pasul de a pleca la hotel doar să ne schimbăm și Dani să-și înceapă concertul. Are un concert în orașul Basel, Elveția. Explică-le... numărul 1 în trading. Explică-le ce făceam în avion cu mâna la păsărica lui aia. Nu, Dani, că nu vreau să vorbesc de asta pentru că tu știu că ești mai din nou așa. Eu sunt pe altă marcă. Nicki Minaj. Ești un pic mai serios. Într-adevăr, suntem... Uite pe 6ix9ine. Ue, Bolanger. Suntem... suntem doi oameni ciudați amândoi, Dani, și potrivim. Avem fetișuri bizare. Iubim foarte mult squirt-ul. Așa, da. Vă pupăm pe toți. Băi, vă pupăm pe toți, fraților. Ne retragem spre hotel. Suntem la Moulin Rouge, filmează ca să vadă. Moulin Rouge în bază. Da. Ne retragem spre hotel să facem și noi un duș, să ne schimbăm și noi și să începem acțiunea. Și noi, da? Am o întrebare, aici suntem acasă la tine. Cum? Am o întrebare, aici suntem acasă la tine. Sunteți în mediul meu. Bă, 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 hai! Hai! În spate, hai. În spate! One man! Hei, hei! Uuuu! Hai mă, dă-i, dă-i drumul! Nu fi de-o cald, nu! Nu fi de-o cald! Da? Unde? În spate acolo, deschide acolo în spate!
Vino, fă drag cu un coace de frești de mine. Auzi, dar prinde puțin pe aici, să ne vedem. Bun, ia uitați-vă ce viață în Elveția, frații. Am crezut că mă las de prostii. Fii atent, am crezut că mă las de prostii. De când am ajuns în Elveția și am văzut Tesla la poliție. Spargi și tu geamuri. Nu, spargi tu geamuri. Ca să mergem să trebuie mașina de poliție. Ia uite-i, păi să mă arăt. Singura asemănare între ale noastre, Dacia și Tesla, sunt doar culorile după aia. Atât. A, și prețul. Sunt la același preț. Ale noastre sunt la același preț cu Tesla. Familia ta, mănânci creditul. Băi, să tai aici. Să tai la asta. Gata, mă, că vreau mătării. Hai, și o strofă de la Limocanu pentru Marius Television aici. Hau, hau, hau. Ce spune, cum o cheamă-i bine? Fratele meu pentru Marius Television. Pentru Marius Television până la 400 de frații mei, ție, frații mei. Până la 600, stai o secundă, cum o cheamă-i bine, da? Pentru iubita Q, iau ce spune! Iau! Gata! Ia ce zice! Cine-mi este sufletul? Viața mea este doar Q! Sau! 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 Salutare, prieteni, am ajuns aici la Basel, la Club Diamond, așa cum v-am spus mai devreme. Vă așteptăm un număr maxim să petrecem până dimineață, cu toate hiturile lui Dănuțu, bineînțeles, cum v-am obișnuit eu, dar spart Europa pe bune, deci nu la mișto ca alții de sezon, așa. Așa că ne vedem în interior, multe gagici frumoase, că dacă vedeți ce gagici frumoase sunt în Elveția asta, să moară, numai mă jur, dacă nu, dacă nu, uite-și pe aia asta, că iartă-mă. Ce mergi?
Am terminat cu trecerea aici la Club de AM din Basel, Elveția. Până să-ți fac cu muie? Suntem într-o... da. Suntem în, într-un maxi-taxi ăsta de Elveția. Suntem într-un ATV. Suntem într-un taxi. Mă lasă, ți-l sun? Mergem, da. Mergem spre aeroport. Mare familie mea, dacă pui asta, dacă nu ești mondial. Dar de ce să nu pun? Eu de fanii mei nu mă oferesc. Mergem spre un aeroport să ne întoarcem acasă. Ne facem bulangii. Unde... avem restricții și nu putem să stăm nici cu soția. Dulce. Arată nici pe noi, bă. Încă suntem la Basel, în Elveția. Încă suntem la Basel, în Elveția. Explică cum am dat gunoaiele afară, că n-am vrut să vedeau câte 200 de persoane. Nu cred că pui asta pe live. Deci să nu pună. Dani Mocanu nu plătește prostituatele în viața lui. Am luat două prostituate care mi-au spus în felul următor. Domne, trebuie să ne dai câte 200 de franci de persoane. Și am zis, fă cine te crezi, i-am dat 200 de lingurii și am dat afară din cameră. Aia a făcut bine. Dani Mocanu n-a dat banii în viața lui femei. A, vrei să te freci cu regiile României? O faci de drag? Normal. Gălăgie! Să vă spun și adevărul, m-a pus la furat. Astăzi am fost omului. Am furat geacă. Dar recunoaște, spuneți. Ai schimbat prețul, da. Am ajuns. Zi șeful ceva. Mai zici ceva? Mai zic. Ar mai vrut să dai 200. Cine se scuze, se acuză. N-ai vrut să dai 200 lua aia, nu? Ce? N-ai vrut să-i dai 200 lustranța aia. Dacă am furat toată viața, dau cu 200 pe geacă. Nu, lustranța aia. De ce să dau, când pot să iau? Eu zic lustranța aia, nu. Care? Lua aia, dar vreau. Am luat toată viața banii la femei și acum vrei să dau. Asta o tai după. Randa, până acum vrei să dau acolo la 27 de ani. Asta trebuie să o tai. O dată și ce să tai, mă? Pe le iau banii când dedicați solo pentru cum mătra Pionela. Mamă, ținu mintele, a ținu minte numele, voi. Tot telefonul coace. Hai, pupă fani. Vă bău la pizdă. Here. Ha? Unde dracu cobor, bă, să moară familia? This is... Aisha. Suntem la plecări? Zagarab stahari babui. Mai trăpa cașele astea. Milogule. Trăpașile. Hey. Thank you. Băga mea și pula mama din bagajele de România. Taxi. Money? Yeah. Un problem, money. It's flow, it's tankuri de money, cum se zice? It's bloc. Tankuri de money. Butulove, butulove, mă. Woman, freaky, freaky, tankuri de love. How much? How much, man? Vreau să o fucă și pe nevastă. 47, 80. Cocaina? Cocaina? I like coca.
Nu mă zdrugheaze pocăi. I like coca! Au, păcăi! Au! Glumesc, măi, pentru vlog să dau audiența aici. Nu folosesc coca în viața mea. 2 milioane de vizuale. N-am folosit și nu folosesc. Televizie, fratele Dani Lucan, îi supărea că l-a dat la buci. Fii de astea. Ai dat la buci? L-am dat, dar nici nu vreau. Da, el ai supărat, ai fost supărat că l-ai dat? Eu am iubit în România, băi, frate. Așa, da, păi vezi? Să... Filmează repede pe ăla. Urmează... Hai, băi, te pun. Bilogule, bilogule! Arrivederci! Pamilogule! Să ți-l trag în curc. Am ajuns la aeroport, frate. Ar fi să-și nu, pe Dani Mocan, celebru. Dani Mocan, nu-l știți? El este Dani Mocan. Nu-mi parla în nesul italiano, pa? Signora, parli italiano? Să moară familia mea dacă nu rămânem pe jos, ne ducem pe autobuz acasă. Parli italiano, signora? Parli italiano? Uite-l! Nu mă știu să-mi. Che lingua parla? Romena. Romena. Romena? Dove la siamo? Parli pe francez? Oui, oui, oui. Pentru emisiune, nu e pentru nimic. Pentru emisiune. Se par emisiune. Săruna. Nu mai bine. Dove la semi bagaje? Nu știu. E fremură. Săruna. Săruna și vă mulțumim pentru tot. Ce faceți? Mamă, sumat. Păi, Dani, bă. E subi. Doamne. Nu-l vezi? Acum el nu ne-a făcut. Acum nu trebuie să-l facem și noi. Sub influența 430 de mă bloate ăsta, păi. Ai ce vă mâncați așa? România? Eu. Ce vă nu? Ce până vreme? Am mâncat apoi cu telefonul meu. Dormi? Dormu? Doarme, nu-l las mă deloc. El ne-a lăsat? Ne-am bătat pe toți? Cum făcea? Băgați, bă! Cavaș pula voastră. Dacă ne bate ăsta, ce face? Să dorm o piața mea. Să-l facem de bani? Mama, vezi cum, uite cum îl trezești. Îi pui mâna pe buzunar. Hoțul la hoț. Tăță, mă, și în sfârșit, după 3 ore de așteptare, ne urcăm în avion. Băi, să știți că noi românii suntem cei mai marginalizați. Chiar și în aeroport ne lasă ultimii să urcăm în avion încă. Ați înțeles? Datorită președintelui Iohannis, care ne-a dus sara de râpă și conducerii PNL. Nu știu, eu nu vreau să vorbesc de ăștia, că eu sunt persoană publică, să nu zic că influențez negativ. Păi și eu sunt o persoană publică, noi... da? Nu suport și godismele. Noi români suntem, vai de care capul este, care e cea mai săracă țară din România? Zi-mă că... din Europa. România? Nu, care e cea mai Europa? Da. Da, Bulgaria și noi. Lasă-mă că Bulgaria e mai bună decât. Dacă mă ne uzi, acolo ne nu vă lăsați, nu? Ia zi. De câte ore ești nedormit? Un avion privat avea și eu, a? Păi de ce nu ți-ai... De câte ore sunt nedormit? Ai milioane de euro și nu ți-ai avion, mă? Hai. De 3 zile. Ce faci? Ce faci, frate? Nu mai pot să mă urc, nu mai pot. Aici mergi până în România? Nu mai tu îți dai seama dacă se rupe coada asta? A? Te-ai plictisit, a? Ce să mai zic, ia! Să dorme și n-a dorme mult rău de tot. Și a zis, ce i-ați făcut, mă, ia-ți dat pastilita de tot. Maestre! Ești numărul 1 ce m-a ascultat. Ce dorm, mă, mâncați ești curat. Hai, mă, mi se rupe, ești nebun. Să le dai și tu, domnul, că o creap ceva și tu dor ca bun. Dor?
În avionul ăsta plin? Mamă, ce stoardeză! Da, de ce dorm? Mamă, nu se poate că dorm în cățuși. Eu nu vreau să dorm, așa vreau asta. Care? Uite asta, așa vreau asta. Nu mai arăta semne obscene. Gata, mă, hai. Gata că vreau să dorm pe bună. Bagă mâna și tu pe camera de încheiere.